Ce, să-ți citești anunțul și calculează. Completează cu plus sau minus. Gata. Gata, continuă. Completează cu numerele potrivite.
decorații folosind semnele mare continuu egal mic. Mereu asta vine deschizătura asta la partea mai mare. Gata tot? Da. Ia să vedem, în 7 minute, da? Deci 7 minute. Acum și verificăm să vedem dacă ai făcut bine, da? 6 plus 3, 9. 4 plus 5, 9. 7, 9. 9 minus 5. Foarte bine că ai unele văzut. Unele știam. Păi foarte bine. Păi asta așa nu trebuie. 2. Că nu eram sigură. Julie, sunt și eu concentrat acum, da? 6 minus 3. 4. 10. Felicitări! Bravo, bravo, bravo! Ia! Yeah. Vezi la astea, tot timpul la teste să mai găsești lucruri capcană, dacă îți mai aduci aminte la un test. Deci tu trebuie să și calculezi după aia, dacă altfel tu poți să pui jos un rezultat corect, da? 7. Ai înțeles? Nu ne grăbim și punem deodată semnele. 10 minus 6, 4. Felicitări! Completează cu numerele potrivite. 7 plus 2, 9. 6 plus 4, 10. 7. 8 minus 5, 3. 7 minus 2, 5. 5 minus 1, 4. Felicitări! Hai, aici am pus una că nu știam. E foarte bine. Păi și aici. Julie, păi asta e și ideea. Tu trebuie să pui ceva ce știi. Nu trebuie să te încurci cu numeri mari sau altele, da? Fă semnele mai frumoase, da? Știu. Corect. Compară folosind semnele. Corect. 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 Păi asta e greșit, mama. Nu vine deschizătura la cea mai mare? Asta e corect. Da? Deci ai doar o greșeală. Da?